Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Astăzi seara suntem alături de Florentina Mateescu, psiholog, scriitor, terapeut. Bună seara, Florentina, mulțumesc Bună că ești seara, Olga, bună alături de seara noi tuturor. la o emisiune atât de interesantă, atât de importantă, un subiect care ne privește pe toți. Această perioadă atât de încărcată, practic, bătălia finală. Exact, da. Și aș vrea, după salut, să încep cu o mulțumire adusă tuturor, pentru că prin lucrul nostru cu noi înșine am reușit să ajungem aici, la finalul acestei etape de luptă dintre lumină și întuneric, și lumina câștigă. Este, cred că, cea mai bucurie, mai mare bucurie a noastră a tuturor, pentru că tot ce s-a făcut, s-a făcut spre bine. Pentru că vorbești despre mulțumire, vreau și eu să mulțumesc tuturor acelora care sunt alături de acest canal, să le mulțumesc pentru mesajele dumnealor, pentru mesajele de iubire, de susținere și să le mulțumesc și pentru susținerea materială, mai mică, mai mare, fiecare după posibilități. Vă promit că vom extinde aria emisiunilor, vom extinde și vom aborda subiecte noi și invitați noi, invitați pe care dumneavoastră îi așteptați de ani de zile și cu siguranță, așa cum am făcut și până acum, vom face în continuare, nu vă vom dezamăgi. Da, Cred Florin. că niciodată nu s-ar putea pune problema de dezamăgire, pentru că atât de multă muncă, atât de mult efort, atâta dăruire și preocupare de a-i susține pe toți este. Trebuie să ne susținem reciproc. Este obligatoriu ca să putem trece, pentru că toți avem copii, toți dorim pentru ei o viață sigură și bună, mai bună decât cea pe care am trăit-o noi. Nici de cum nu dorim să trăiască într-o lume haotică. Și pentru asta muncim. Suntem aici ca să. Exact. Da. Facem ceea ce am venit să facem. Pentru că motivațiile noastre sunt cele care ne duc înainte spre a ne face treaba, menirea. Pentru că motivațiile noastre sunt, cum să spun, foarte omenești, foarte frumoase. Sunt în spiritul și în legea divină. Vom răzbi. Eu n-am niciun fel de îndoială. Cât o să fie de rău, că probabil ne așteaptă o perioadă și aștept de la tine, știi cum sunt, cu înfrigurare ce ne vei spune. Pentru că oamenii simt, oamenii și-au dezvoltat capacități extraordinare. Vreau să spun că oameni care până acum nu au luat în seamă, n-au dat importanța ceea ce simt, ne-au scris niște mesaje tulburătoare. Și dacă le pun cap la cap, ideea este aceeași. De asta spun că ceva, nu știu ce, dar ceva se va întâmpla la nivel mondial, un lucru, eu nu spun rău sau bun, un lucru care ne va schimba viața și Radical. care ne va afecta în funcție de curățenia pe care o avem în suflet, de conștiința noastră, de iubirea noastră. Așa Și atunci, este. eu Și zic, mă bucur. și cu o zi înainte de eveniment, dacă ne trezim și Și în timpul evenimentului, dacă ne trezim, tot e exact, bine. Doamne, ajută pe toată lumea, facă-se voia ta, îmi cer iertare pentru tot ce am greșit până acum, iert pe toți, mă iert pe mine și iert pe toți cu care am interacționat sau nu. Să începem să fim deschiși, să ne comportăm frumos, să fim cu iubire de Dumnezeu și sigur vom trece. Categoric, categoric. În completare la ceea ce ai spus tu, din experiență, perioada din ultimii 4 ani a fost cea mai prolifică pentru evoluție, pentru că oamenii au început chiar să înțeleagă că sunt niște evenimente dincolo de noi, se petrec niște lucruri și este nevoie să înceapă să lucreze cu ei înșiși și
Persoanele care vin la mine tot îmi spun, așa cum spui tu mereu, să lucrăm cu noi. Și deci văd că am săturat, că vă zic tot timpul, să lucrăm cu noi, să lucrăm cu noi, să lucrăm cu noi. Și au zis, până la urmă, după ce am început să lucrăm, parcă e în plus. Dar a trebuit să se spună de mai multe ori ca să începem cu adevărat să înțelegem nevoia de a lucra cu noi, pentru că este singura noastră cale de a merge mai departe. Este singura. Nu vine nimeni să lucreze în structurile noastre pentru că nu are dreptul. De aceea avem liber arbitru. Nici măcar Dumnezeu nu poate să vină și să spună, știți, mei oameni, voi sunteți frumoși, sunteți o creație plină de daruri și de haruri și eu vă iau pe toți și vă trec în dimensiunea următoare că o să fie bine și frumos și lumină și alt tip de viață, mult mai ușor, mult mai... N-am fi pregătit pentru o altă lume și am face ceea ce știm și acum. Și acum. Vreau să mai spun două vorbe, doar atât. Pentru Te rog. cei care încă nu cred, pentru cei care încă se țin așa de materialitate cu dinții, cu pumnii, să nu ne creadă pe noi, să creadă doi oameni de știință, să creadă, de exemplu, pe profesorul ilustru, profesor Da. Dănăilă, să creadă pe profesorul Ciurea, deci doi uriași, da? Când spun Domnul Dorcan, la fel, da. și au conferințe și au scris cărți în care ne spun că sacroterapia există. Vestea cea minunată pe care vreau să o împărtășim împreună la acest început de săptămână. Săptămâna asta o avem și pe Maica Domnului în sărbare și pe părinții Ioachim și Ana, vineri și sâmbătă. Avem două sărbători mari, dar în această săptămână am intrat, să zicem, cu dreptul, la nivel de umanitate. Pentru că săptămâna care a trecut, exact la începutul acestui nou an bisericesc, la începutul acestei toamne, la începutul acestei luni, a fost o întâlnire decisivă între forțele luminii și forțele întunericului, pentru că s-a putut. Și acest s-a putut se datorează muncii individuale a fiecăruia dintre noi, a tuturor oamenilor care au început să se deschidă și să creadă și să lucreze cu ei înșiși și să aducă lumină în ei, să se conecteze la Dumnezeu, să se conecteze la puterea lor interioară, să-și dea voie să înțeleagă că sunt ființe și fizice și luminice. Și că sunt ființe absolut minunate, ființe create cu niște programe deosebite și de universalitate, adică nu suntem limitați la existența materială de pe pământ. E, darurile puse în oameni abia acum au început să dea roade, abia acum au început să dea la nivel mare roade și oamenii au început să se deschidă și să-și dea voie să intre în planul luminic și al iubirii. De aceea m-am și îmbrăcat în verde, că este culoarea cea creii a patra. Deci, la început de lună, săptămâna trecută, contractul care a fost făcut cu niște zeci de mii de ani în urmă pentru ultima etapă de evoluție a dimensiunii a treia pe planeta noastră, știm cu toții că a fost făcut tocmai ca să putem să fim impulsionați să creștem și că tot ceea ce partenerii noștri au mutat pe tabla lor de șah a fost ca să ne forțeze să ne trezim, să ne impulsioneze să ne trezim, să ne trezească de-a binelea, pentru că tendința umanului era să-și trăiască viața într-o oarecare linearitate după ce s-a coborât din grație. Înainte, în dimensiunea a patra a raiului, se învăța prin conștientizare din ceea ce se asimila ca informație din jur. Coborârea în dimensiunea a treia, așa cum am spus de atâtea ori, a fost accederea unui plan de suferință în care lecțiile se învățau cu durere, cu lipsă, cu boală, cu plecări, pentru că a apărut și murirea în dimensiunea a treia.
Ceea ce s-a întâmplat acum, pentru că deja s-a terminat programul de învățare, că oamenii au început să învețe, asta înseamnă că de acum încolo au determinarea de a merge înainte și îi sfătuiesc cu toată iubirea pe toți prietenii noștri să continue să lucreze cu ei înșiși, pentru că este perioada cea mai importantă din existența noastră de până acum. Este perioada în care însăși lumina a venit prin Fiul lui Dumnezeu să anuleze contractul, să-l închidă. Da? Contractul care a fost făcut ca noi să fim ajutați de partenerii pe care i-am avut până acum. Acest lucru înseamnă că în momentul în care contractul acesta este încheiat, nu se face așa trecerea, dar a început trecerea. Da? Asta înseamnă că suntem în perioada în care avem nevoie să ne rugăm foarte mult, să fim aproape de noi, să începem să ne conștientizăm noi pe noi, să înțelegem că suntem ființe create cu enorm de multă iubire și cu o dăruire deosebită. Și avem programe existențiale în ființa noastră care sunt dincolo de ceea ce putem să înțelegem și să credem. Spuneam la un moment dat că venirea lui Isus a fost programată în perioada de acum 2000 de ani, tocmai ca să aducă învățăturile după care noi ne-am ghidat în acești ani. Că lucrurile au fost aplicate într-o formă, în forma în care au fost aplicate, da, cu limitele umane, cu influențele exterioare. Lucrurile s-au derulat cu plusuri și cu foarte multe minusuri, dar, per total, s-a mers înainte și oamenii au început să se conecteze la Dumnezeu, să înțeleagă că Sfinții sunt ființe cu lumină, care au venit aici să ajute, deci ființe care deja aveau un alt nivel de evoluție și înțelegeau ce înseamnă puterea mesianică și au venit să ajute oamenii să se trezească, să înțeleagă ce înseamnă lumina, iubirea lui Dumnezeu, să-L înțeleagă pe Dumnezeu, pe Isus, pe toți cei care au împodobit panoplia asta ființelor luminoase. Și să înțeleagă un lucru esențial. Suntem toți ființe luminice. Nu ne-am manifestat încă. Însă am fost creați ca ființe luminice. În 4D, ființa este bioluminiscentă. Se face trecerea la siliciu, care are deja luciu. Noi ușor, ușor vom începe să schimbăm în conștiința noastră și ne modificăm. Dispare programul de murire și asta în momentul în care se va închide și forma de manifestare a 3D-ului aici pe planetă. Deci, ceea ce e bine să ținem minte, această cumpănă dintre 31 august și 1 septembrie a fost începutul noii lumi. Și pentru că a început, este nevoie ca noi să înțelegem că nu începea dacă noi nu ne trezeam. Încă o dată îți mulțumesc pentru tot efortul pe care îl faci cu atât de mulți oameni cu care interacționezi ca să poți să prezinți informații din cât mai multe domenii spirituale și științifice. Cu multe puncte de vedere, cu multe teme în discuție, cu oameni minunați care vin aici și povestesc. Deci, cei care ascultă cresc, chiar cresc. Adică, eu am văzut efectul creșterii din ultimii ani și de câte ori văd, zic în gând, mulțumesc, Olga, și merg mai departe și pun o cruce de lumină pe toată lumea și pe... Apropo, să punem cât putem de frecvent crucile de lumină, pentru că e foarte mare nevoie și explic imediat și de ce. Și mă bucur că toată această muncă nu a fost în van. Pentru că, foarte adevărat, și partenerii noștri știau că le expira contractul,
ca fiecare însă, care știe că încă nu este închis, nu este semnată închiderea lui totală, se mai folosește de a fi în uz un astfel de contract. S-a mers puțin dincolo de ceea ce presupunea și permitea contractul. Efectele, evident, fiecare și le asumă pentru că așa este legea universală, așa sunt legile universale. Ceea ce o să urmeze este o separare a planurilor dintre lumină și întuneric, lucru care deja a fost sesizat de multe persoane, pentru că multe persoane au reușit să își aducă părți de suflet înapoi, unele au reușit să-și întregească sufletul viu, au început să simtă, au început să înțeleagă, au conștientizări, continuă să lucreze cu sine și într-o manieră mai permanentă, adică nu când mi-aduc aminte să văd dacă. Oamenii încep să vadă în evenimentele cotidiene, în evenimentele din fiecare zi, aud câte o vorbă și foarte mult timp, uite, îmi scriu, am conștientizat cu tare lucru, am auzit la televizor, am citit într-o carte, uite o expresie, uite ce mi-a dat, uite o informație pe care abia acum am înțeles-o. Au fost persoane care mi-au scris că au recitit adenda acum și au zis că wow, acum am înțeles despre ce e vorba, am citit-o și acum 3 ani. Dar abia acum am înțeles ce înseamnă și nu doar de adenda, dar din foarte multe surse de informare, din informațiile de la mulți oameni care se străduiesc și care aduc nou. E important să înțelegem că nu vine nimeni să ne spună așa, lucrurile sunt așa și tu trebuie să faci așa ca un robotel. Nu. Ceea ce avem de făcut este să începem și să asimilăm informațiile, să le lăsăm să curgă în noi și să lucreze în noi. În momentul în care ele lucrează în noi, ne transformă. În legătură cu ceea ce spuneai tu mai devreme, că și în ultima clipă se poate trece. Citeam într-o carte a părintelui Nectarie despre vindecarea sufletului, despre rolul spovedaniei, că oamenii când se duc să se spovedească, este bine ca înainte să își facă o analiză a ceea ce simt ei că au greșit, că n-au făcut bine, că au afectat, că au produs undeva o durere sau o suferință. În momentul în care se duc la spovedită, să-și poată transmite ceea ce au făcut cu toată sinceritatea, pentru că doar așa se vindecă. Acum, sunt persoane care se duc la spovedit, sunt persoane care nu se duc la spovedit. Important este ca acest travaliu al lucrului cu noi înșine să fie făcut. Adică, dacă am zis ceva ce a afectat pe cineva, dacă am făcut un gest care a produs o durere sau o suferință, dacă a fost cineva în suferință și am întors spatele, deși aș fi putut să dau o mână de ajutor, sau orice am făcut ca să arăt nu omenie, ci lipsa ei, înseamnă lucru cu mine. Înseamnă o temă de lucru cu mine. De ce am făcut asta? Că am făcut-o din frică, că am făcut-o din frica de a nu avea foarte multă lume din frici. Sunt oameni care spun nu pot să ajut pentru că nu am. Când spun că nu am, nu am. Asta mă programez să trăiesc, că nu am. Nu puteam să fac, nu pot să fac. Bun, dacă mă setez că nu pot să fac, chiar nu pot să fac. Și nu pot să fac în primul rând pentru mine. Este greu. Păi dacă spun că este greu, din start îmi pun niște stabile și nu-mi dau voie să merg. E ca și cum în fața drumului meu este un bolovan și eu nu pot să trec de el. Deci e foarte important să fim mereu atenți la modul în care vorbim. Și să fim atenți la ce înseamnă cuvintele pe care le spunem, pentru că ele au rezonanță și pentru că ele creează programe în psihicul nostru. Sunt asimilate de subconștient care nu face diferența între ce spunem noi doar ca să ne scuzăm, ce spunem în glumă, ce spunem ca să dăm așa o culoare limbajului și ceea ce spunem cu sinceritate. El asimilează toate informațiile. Și le prelucrează și noi, prin aceste informații, ne setăm modul de a trăi. Exact așa trăim, în funcție de modul în care vorbim. Acest torsăr pe o rază de 2 metri și jumătate, deci o sferă de 2 metri și jumătate în jurul meu, este acum un mediu propice, un mediu în care sunt protejat de factori nocivi, de unde electromagnetice și nu numai. Am reușit să-mi
redescoper capacitatea de a mă concentra pentru a putea lucra la un proiect nou. De foarte multe ori, scuză-mă, sunt mesaje care solicită să invit o persoană sau alta. Nu am nimic cu persoanele respective, fiecare are dreptul să se exprime, dar există un mare dar, am dreptul de a selecționa, de a face o selecție între cei pe care îi invit pe acest canal. Pentru că eu știu foarte bine că dacă de mâine aș vorbi numai despre lucruri rele, bombastice, nenorociri, tot felul de aberații și de minciuni, ar sări audiența fantastic. Dar cine se poate încărca cu toată această vibrație în care personal nu cred? Mă vedeți pe mine în stare să sperii lumea? Nu. N-am să fac niciodată. Eu nu sunt cunoscătorul a tot ceea ce se va întâmpla de mâine, de azi, peste 5 minute. Și oricum, dacă aș avea posibilitatea să știu ce se întâmplă mâine și s-ar întâmpla, este, cum să zic, profețit că o să se întâmple un lucru rău, încerc să schimb mintea mea, sufletul meu nu poate să gândească așa. Încerc să schimb și să văd partea bună din fiecare lucru. Asta facem de 3 ani de zile, Florentina, de 3 ani de zile aducem partea bună și calea pe care noi putem să o urmăm ca să ocolim răul. Asta este ideea, de asta suntem aici. Și pentru asta îți mulțumesc din tot sufletul, pentru că ai această capacitate de a le explica oamenilor astfel încât să înțeleagă care este drumul bun. Pe el trebuie să mergem. E Sigur că da. convingerea mea fermă, adică mulțumesc frumos. Cine vrea pe emisiuni de genul ăsta, slavă Domnului, adică nu slavă Domnului, păcat, dar există. Există peste tot. Dacă vreți să vă încărcați cu negativitate, este cel mai simplu în ziua de astăzi. Da. Până la urmă, iar repetăm frumusețea în ochii privitorului, fiecare se aliniază acolo unde îi spune sufletul și dacă oamenii vor conflicte sau, eu știu, emisiuni de genul acesta cu negativitate și cu înfricoșări, atunci, da, primesc aceste lucruri, le vehiculează și le trăiesc. La Așa este. mine Eu vreau un singur lucru de la tine, să vorbești mai tare. Ah, da, scuze! Scuze. Da, tendința mea este să vorbesc mai încet, din păcate. În fine. Mă străduiesc să vorbesc mai tare, mă mai trage mânecă. Deci ne întoarcem la întâlnirea aceasta, cum să-i spun, fantastică până la urmă. Pentru că suntem la un capăt de drum și pentru că nu puteam să creștem, nu puteam să o luăm către lumină fără această întâlnire. Dintre bine și rău. Este și a fost o mare, 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 mare onoare că am putut să văd ce s-a întâmplat și a fost copleșitor. Adică n-a fost prima oară când văd nici mai de sus, nici mai de jos, foarte de jos, foarte de sus, dar a fost o energie atât de copleșitoare. Și momentul în care am văzut cum este pur și simplu, cu lumină necreată, dezintegrat contractul, am înțeles că s-a terminat 3D-ul. Acest lucru înseamnă foarte multe lucruri și este bine să luăm în seamă trecerea de acum este inevitabilă. Adică în niciun caz nu mai este cale de întoarcere. Programul 3D este finalizat, programul entităților care susțineau, indiferent fizice sau nu fizice, care susțineau suferința și forma de manifestare a lecțiilor 3D, este finalizat. De acum înainte, au fost multe persoane care, spuneam puțin mai devreme, au început să simtă, au început să aibă momente în care se simteau deja și mă întrebau, oare deja am trecut în 4D, simt că sunt interferențe între planuri, simt că nu-mi găsesc locul la serviciu, pentru unele persoane unde vibrația mediului de la serviciu era puțin mai scăzută sau mai mult mai scăzută.
pe drumuri, în mijloacele de transport. Deci oamenii făceau diferența. În locul meu, acasă sau în spațiul meu de la părinți sau în curte sau în pădure sau undeva, mă simt într-un fel. În anumite medii mă simt disconfortată. Nu-mi este bine. Ce să fac? Mergem mai departe. Asta facem. Mergem mai departe cu lucru cu noi înșine, conștientizându-ne, pentru că programul 4D este program mental, deci planul este plan mental și programul este de conștientizare. Noi acum începem să învățăm lecțiile prin conștientizare. Această informație la care acest eveniment cosmic, pentru că a fost un eveniment cosmic la care am avut marea, marea șansă și onoare să pot să particip, să văd, ne-a spus am reușit să finalizăm acest plan al căderii din grație și că sunt oameni care deja, pentru că au muncit cu ei, au lucrat, au întrebat, au frământat, au plâns, i-a durut, dar au lucrat cu ei chiar în condițiile astea, au reușit să facă posibilă trecerea, închiderea programului de 3D și începe trecerea în 4D, trecere masivă. Pentru care sugerez din nou tuturor să nu se oprească din lucru cu ei înșiși, să se roage, să se conecteze la Dumnezeu, la Isus, la Maica Domnului, la Sfinții cu care lucrează și care le sunt aproape de suflet, la lumină, la lumină, deci în permanentă conectare la lumină, cruci de lumină în permanentă pe tot. Vă povesteam de prietena care spunea că își punea cruce pe casă și la ea nu s-au spart geamurile în crevedia, da? Deși la alții s-au spart. Și iarăși, apropo de crevedia, mulțumesc celor mulți care au contribuit cu ajutoare pentru ce s-a dus de 2 săptămâni, se tot duce la crevedia, se adună bani, se adună bunuri. Oamenii sunt mulți care le-am văzut, am văzut cum este sâmbătă, am trecut pe acolo și am văzut, nu și-ar dori nimeni. Nu și-ar dori nimeni. Și case care nu mai sunt deloc, case care nu mai au decât pereții, dar în fine, deci e o situație foarte grea și oameni care chiar au nevoie de ajutor ca să poată să-și continue viața. Au rămas în viață însă și speranță și credință au foarte mult din tot ce am vorbit cu ocazia acestor 2 săptămâni de discuții și ajutoare permanente. Deci ceea ce au dovedit, cei care au dat ajutoare au dovedit că au suflet și omenie. Au dovedit că înțeleg ce înseamnă un astfel de proces, că este un semnal de trezire pentru noi, să fim aproape de prietenii noștri, să fim aproape de ceilalți oameni, să-i ajutăm pentru că suntem aproape de noi. Procesul care începe acum va fi o separare netă între întuneric și lumină, între cei care cred și cei care nu cred. Evident, cei care cred, așa cum spuneam mai înainte, sunt cei care se vindecă de suferință, adică de programul 3D. Și pentru orice însănătoșire este nevoie de credință. Indiferent că este vorba de situații fizice și pot să fie corporale sau pot să fie în exteriorul nostru, cum a fost cazul de la Crevedia, situația, dar și pentru ceea ce ține de sufletul nostru. Pașii pe care îi avem de făcut de acum înainte sunt legați de a ne conecta la noi și la sufletul nostru și la Dumnezeu, la lumină, la credință, la forța luminii, a aduce noi forța luminii în permanență, în viața noastră, în ființa noastră, în casa noastră, în serviciul nostru, în familiile noastre, în tot ceea ce reprezentăm, în drumul pe care mergem. Deci, putem să mergem cu metrou și să punem cruce de lumină pe tot traseul din subteran, pe toate stațiile de metrou. Putem să punem cruci de lumină pe tot ce înseamnă cabluri electrice de orice, că sunt de lumină, că sunt cabluri de internet, că sunt conducte. Putem și pe toate felurile de conducte, și de apă, și de gaze, și de ce mai pot ele. Deci putem pune peste tot lumină și cruci de lumină pentru că ne programăm viitorul. Câtă vreme așteptăm să vină cineva să le facă, așteptăm un alt trei. Deci cine așteaptă să facă altul pentru el, nu este încă pregătit pentru patru. Și deja trecerea a început. De aceea
cu toată iubirea, spun prietenilor noștri, noi ne creăm viitorul. Prin modul în care gândim, prin modul în care vorbim, prin modul în care ne raportăm la ceilalți oameni și la întreaga creație. Adică, uite, Iuli venind de la retreat, la un moment dat chiar îmi spune, zice, s-au oprit niște mașini în curbănac. Și nu știam de ce, cum să te oprești pe serpentine într-o curbă. Văzuseră un ursulet. Și zice, aveam mașină, aveam niște mâncare în portbagaj, dar eram în curbă și nu mi-am permis să mă opresc. Regret și acum că n-am oprit să las, fiind mai departe, să las mâncărica ca să poată să mănânce. Sunt mulți care spun, a, nu-i învățat pe urși cu mâncare să primească mâncare pentru că pe urmă se obișnuiește și o să vină să ceară. Probabil că cei care spun așa n-au avut niciodată foame. N-au trăit ce înseamnă foame și lipsa de ajutor. Și n-au simțit asupra lor sabia lui Damocles ca să înțeleagă că Mai ales prietenii voi să ne Florentina, că noi ajutăm. suntem vinovați că ei astăzi Evident coboară că din da. păduri în orașe, pentru că le-am Evident. distrus tot habitatul lor. Le-am distrus tot, nu le mai punem hrană, ba dimpotrivă, ne ducem și le distrugem, le luăm noi toată hrana. Ei cum să trăiască? Exact. Și atunci ne întrebăm de ce vor fi selecții atât de mari. Ăsta este motivul fiecare dintre noi. Legat de modul în care gândește și programează viitorul. Deci dacă eu gândesc că nu trebuie să fie hrănit un animal, chiar dacă este un animal din pădure pe care nu l-am crescut eu, ba da, pentru că Dumnezeu nu a creat absolut nicio specie degeaba. Există un ciclu al naturii, există un lanț trofic, toate au fost gândite și programate cu înțelepciune și cu o cunoaștere totală. Noi ne-am apucat să distrugem tot echilibrul, tot ce am făcut și tot ce încă se mai face, dar ce se va opri foarte curând. De ce se oprește foarte curând? Pentru că începe această trecere și intrare în 4D. Urșii vor deveni mă rog, sunt omnivori, vor deveni vegetariani. Vor consuma foarte multe fructe, cumva se vor apropia de hrana iepurelui, dar evident, la altă scară de cantitate, dar fără să mai consume animale. În 4D nu o să mai fie sacrificiu de animale și atunci urșii sunt dintre speciile care trec. Sunt specii care nu trec. Șobolanii nu trec, broaștele nu trec, foarte multe specii de șopârle, de, mă rog, din natia lor, nu trec pentru că este vorba de vibrație. Da? Insectele care sunt dăunătoare nu trec, plantele care sunt dăunătoare nu trec, deci trec doar cele care sunt benefice și au o anumită vibrație și de aceea, deja de un secol și ceva, a început să se constate că încep să dispară multe specii, în special din zona insectelor, dar ușor, ușor, toate speciile care sunt dăunătoare și care nu mai sunt necesare în 4D vor dispărea. Iar celelalte care sunt făcute să treacă în 4D se readaptează. Adică animalele deja au început de peste 10-15 ani să își arate iubirea, să arate altfel cum iubesc și să arate că și ele pot să primească iubire și pot să ofere iubire și oamenii, dacă au fost atenți și mulți dintre prietenii noștri sunt, înțeleg acest lucru și înțeleg că pot să comunice și necuvântătoarele nu pot Sunt să vorbească. umanizate, s-au umanizat. Cele Exact. care sunt pe lângă casă. Exact. Și multe care, deci cele care sunt pe lângă casă înțeleg și ce spui. Înțeleg cuvintele, înțeleg direcția pe care le-o arăt, ce au voie și ce n-au voie, dar înțeleg și celelalte cu care nu se vorbește, înțeleg energiile, înțeleg mișcările, simt energiile și simt ceea ce li se transmite și vor putea să comunice cu umanul. Și umanul cu zona animală. De ce? Și cu zona plantelor, pentru că și plantele simt, și, simt emoția, simt bucuria când le cultivi, când le crești, când ai grijă de ele, le întreții. Deci simt bucuria, simt iubirea celui care o face și simt și dacă nu este vorba de iubire. Deci este timpul să începem să devenim oameni întregi, pentru că în momentul în care deja a fost acest contract anulat, ceea ce va rămâne pe pământ și se instaurează cu forță, este lumina și forțele luminii,
cu ființele de lumină, care, deci prin Isus au venit acum 2000 de ani și ne-au arătat și învățături și puterea luminică, ne arată și căile, pentru că fiecare, așa cum a gândit și a creat, așa își pregătește următorul program de existență, astfel că, exact cum ai spus, este nevoie, chiar dacă ne spovedim sau nu ne spovedim, să facem în primul rând un lucru cu noi înșine. Când am avut gânduri negative, să fim atenți la ceea ce gândim, să fim atenți la ceea ce vorbim, să fim atenți la ceea ce facem și să ni le asumăm. În momentul în care eu mi-asum, am spus un lucru negativ care a produs o suferință cuiva, când îmi asum cu sinceritate, las să curgă energia aia prin mine și acea energie a asumării curăță energia care a produs suferință. Da? Pot să mă duc să vorbesc cu un duhovnic și pot să-i spun lucrurile astea. Sunt și ei oameni și sunt și oameni extraordinari. Deci eu am un preot extraordinar, un om extraordinar de deschis și de minte luminată. O minte și un suflet deosebit care crede. Deci omul ăsta când spune un lucru, se face pentru că el crede. Da, când avem asemenea bucurie, e una. Sunt mulți care sunt mai deschiși, alții care sunt mai puțin deschiși, dar important este și înaintea lor, dar și înaintea sufletului nostru, în primul rând, să ne facem o curățare prin cerere de iertare. Îmi cer iertare și în fața mea, pentru că ceea ce am făcut rău altcuiva mi-am făcut rău mie. Acum pot să mă bucur că am făcut rău cuiva, pot să mă bucur că am spus, mă rog, cine încă mai are trăiri de genul ăsta, că a spus un lucru negativ cuiva sau că a pus cu forță o informație sau că l-a făcut pe cineva să plângă, să, nu știu, formule. Deci lucrurile astea rămân în primul rând la noi și noi le trăim, adică nu pot să mă bucur că i-am făcut rău cuiva, că mi-am făcut mie, că l-afectez și pe alt om, este o poveste. Este o poveste de care probabil că acel om avea nevoie acum. Dar realitatea este că absolut tot ceea ce facem pentru noi facem. Tot ceea ce generăm în câmpul nostru generăm, că e vorbă, că e gând sau faptă, în câmpul nostru se generează. Avem tendința să credem că putem să facem orice, să spunem neadevăruri, să gândim neadevăruri, să gândim că îi pedepsim pe ceilalți, că ne răzbunăm, că tipăm la ei, că îi pedepsim în fel și chip. Pe noi o facem, nu pe ceilalți. Adică, în momentul în care trăim aceste lucruri, ele reflectă ceea ce este noi nevindecat. Ele reflectă ceea ce avem noi de lucrat cu noi înșine. Dacă am o furie în mine, e furia. Dacă am sentiment de ură, e în mine. Dacă am nevoia de a pedepsi, e în mine. Dacă e nevoia de a critica, e în mine. Deci să devenim conștienți că noi trebuie să lucrăm cu noi, nu cu ceilalți. Ceilalți au treaba lor. Fiecare are propriul traseu, fiecare e pe drumul lui de viață. Fiecare traseu este unic. Unic, unic. Cu toate particularitățile, că sunt și similitudini, că sunt item comun, dar diferențele sunt majore, fiecare are propriul traseu. Și atunci, în loc să mă uit în curtea vecinului, mă uit în curtea mea și încep să aduc lumină, pentru că ceea ce am de adus în mine este lumină. Mai mult, ceea ce aduc în mine, aduc în ființa mea, aduc în viața mea, aduc în viitorul meu, aduc în ceea ce fac, aduc în relațiile mele cu ceilalți. Da? Și dacă eu mă schimb și aduc lumină în viața mea și în relațiile pe care le am cu ceilalți, asta înseamnă că ușor, ușor și ceilalți care poate nu erau până acum purtătorii unor gânduri, unor stări, unor trăiri benefice, încep să se schimbe. Și ușor, ușor radiază de la persoană la persoană și începe să crească starea luminică. În ceea ce privește poveștile pe care le-am traversat noi în ultima perioadă și în 3D, știm foarte bine cum s-a coborât în 3D, știm foarte bine de ce, pentru că aveam de învățat într-o altă formă, nu prin conștientizare, ci prin suferință. Programul invers. Le întoarcem. Acum e foarte simplu de înțeles programul viitorului, pentru că este tot întors la 180 de grade. Totul. Totul. În momentul în care înțelegem acest concept, care este de o simplitate uluitoare, întors la 180 de grade înseamnă diametral opus.
Adică până acum a fost zona de întuneric, acum vine zona de lumină. Până acum ne-am certat, de acum încolo ne iubim. Până acum am lucrat pentru bani, de acum încolo lucrăm pentru noi și pentru iubirea de tine și pentru iubirea de Dumnezeu. Până acum s-a învățat într-un fel, ca să fie un nivel de cunoștințe direcționat. De acum încolo învățăm pentru noi, ca să ne cunoaștem pe noi și începe acea epocă de cunoaște-te pe tine însuți. Pentru care noi am și venit aici. Da? Cunoscându-ne noi pe noi, învățăm să ne folosim cu adevărat noi pe noi, nu să fim folosiți de inducții, de sugestii, de seducții, de programe, de formule, de etică foarte multe, de naivitatea noastră de a le crede. Și începem să devenim ființe complete, ființe întregi, ființe care învață să te folosească. Ființe care încep să-și asculte sufletul și își pun întrebarea, dacă merg pe drumul ăsta, ce simt? Lumină sau întuneric? Da, dacă merg pe drumul ăsta, simt lumină sau întuneric? Și am cum să aleg care este drumul meu. Pentru că sufletul nostru ne spune foarte clar că dacă merg spre întuneric, e întuneric și efectele lui, iar dacă merg spre lumină, e lumină și efectele ei. Ce aleg? Este alegerea mea personală. Nu mă poate obliga nimeni să aleg nici întunericul, nici lumina, ci aleg ceea ce este scris în calea mea. Dacă eu merg pe o cale de întuneric, după ce a fost închis planul 3D, înseamnă că voi continua într-un alt plan 3D, care nu-i pe Terra și care are alte condiții și care am putea să facem așa o mică paralelă. Cele 14 subdiviziuni ale 3D-ului au început cu parteneri cu vibrație în scădere graduală. Deci, când oamenii erau aproape de, adică erau în 4D și au coborât, cei cu care au interacționat ca specie animală, ca să poată să se facă lecțiile, și clic imediat cum e și cu lecțiile acestea, erau de vibrație înaltă. Deci erau speciile animale cu vibrație înaltă. Și s-a mers descrescător până la vibrația ultimei specii partenere cu care am fost noi, pentru că a avut puterea de impulsionare cea mai mare. Speciile inițiale cu care s-a interacționat au fost specii de vibrație mai înaltă, mai aproape de nivelul 4D și de nivelul uman, și care nu produceau șoc, ci care făceau ca noi să ne ducem gradual în ființa noastră și să învățăm ce e la nivelul acesta, dar ce e la nivelul următor, dar ce e la nivelul următor. Până când am ajuns la josul ființei ca să putem să înțelegem ce înseamnă cele mai de jos informații din structurile noastre. E, ceea ce se produce acum, pentru că a fost parcurs tot traseul până la capăt, înseamnă un salt la 180 de grade. E ca și cum noi întoarcem ființa cu sus în jos, deci la 180 de grade, astfel încât să lăsăm susul să fie sus și josul să fie jos. Și asta înseamnă programul nostru de asimilare integrală a lecțiilor împreună cu parteneri din speciile animale. Speciile animale nefiind, e bine să înțelegem, nu sunt niște specii inferioare. Ele au fost create cu programul lor de perfecțiune. Ele funcționează fiecare așa cum are rost. Așa cum au fost create de la început, cu un program de existență, deci în primul rând cu un program de funcționare și program de existență. Și apoi cu programele de interrelaționare cu mediul și cu alte specii. Așa am fost și noi creați. Deci, ca să putem să interacționăm cu celelalte specii și pentru că noi suntem singura specie care a primit suflet viu, noi am fost cei care trebuia și trebuie să tragem mai departe ființarea de pe pământ. Indiferent că este vorba de oameni, de specii animale sau de specii de vegetale. Deci tot viul. Bun, ca să putem să tragem în sus viul, trebuie ca noi să putem să ne catapultăm, noi să urcăm și să putem să ajungem la nivelul 4D. Ca să putem să ajungem la acest nivel, este nevoie să facem o curățare în noi,
foarte profundă și în următoarea perioadă va fi, cel puțin următoarele 3 luni, vor fi de curătare mativă, mativă, mativă și permanentă, pe care este necesar să o facem ca să putem să facem programul de trecere în 4D. Acum, aș vrea să explicăm puțin ca să înțeleagă prietenii noștri ce înseamnă aceste programe. Deci Dumnezeu a lucrat așa cum lucrează creatorii de programe pe calculator, deci IT-știi de acum. Ei lucrează la nivelul de dezvoltare și funcționare a minții umane în pe perioada aceasta, deci cu o mare limită de funcționare, pentru că funcționa 10-15%, deci de la 10 până la 6, a 15-a parte din capacitate, sau a 6, pardon, parte din capacitate, ceea ce înseamnă puțin. Dumnezeu a funcționat la întreagă capacitate. Noi nu puteam să funcționăm la întreaga capacitate pentru că toate informațiile care ar fi fost necesare sau posibile să fie accesate ne depășeau și nici nu erau necesare în acest plan. Nu erau necesare pentru că, pe de o parte, nu puteau fi intelete, pe de altă parte, nu puteau fi procesate, pe de altă parte, erau informații de capacitate mult mai mare și noi nu am fi făcut planul 3D. Deci nu am fi putut face lecțiile din programul 3D, pentru că în programul 3D noi aveam de învățat lecțiile prin suferință. Ele ne scoteau din starea de lentoare și de aparentă somnolență. Este o stare de somnolență pentru că dimensiunea a treia este coordonată de chakra a treia a planetei și la noi a corpului nostru. Chakra a treia are ca unde cerebrale undele alfa, deci are ca plan subconștient, ca plan psihic, subconștientul care funcționează cu unde cerebrale alfa. Sunt undele de relaxare. Ele sunt undele pe care s-a și pedalat foarte tare și care în ultima vreme au fost mult amplificate prin toate emisiile psihotronice, pentru că în felul acesta, în loc să intrăm în planul de conștientizare și să începem ascensiunea, să înțelegem ce se întâmplă cu noi, să înțelegem planul de educație, noi începeam să uităm de la mână până la gură, intram într-o fază de lentoare, de somnolență, de lipsă de reacție, de lipsă de chef, de lipsă de putere, de n-aș face, dar aș face, dar fac mai târziu, amânări, deci într-un plan în care ne lăsam seduși de un confort iluzoriu, pentru că ne ținea în 3D. Bun. Deci Dumnezeu a făcut programul pe care l-a făcut și a pus în fiecare dintre elementele creației exact programul de funcționare care era necesar acelui element. Acum, pentru că multă lume a întrebat, dar până la urmă care e rostul creației, de ce trăim, de ce traversăm toate suferințele acestea? Nu știu să explic din domeniul IT, dar o să spun cu cuvintele mele. Când un programator creează un program pe calculator, el creează funcție de necesitate. Deci trebuie să fac un program de, să zicem, contabilitate, și atunci eu știu că îmi trebuie activ-pasiv, debit-credit, intrări-ieșiri, stocuri, rulaje și ce mai îmi trebuie, și eu pun detaliile acolo. Dar există posibilitatea ca eu, care sunt IT, să nu cunosc foarte bine în domeniul contabilității și să nu știu că anumite efecte vor fi produse din cum introduc eu datele sau din mișcările programului. Motiv pentru care trebuie să vină cineva după mine și să verifice ce se întâmplă dacă bag datele astea, dacă fac asta, dacă nu fac asta, dacă fac așa, dacă fac altfel, pentru că în felul acesta se verifică și validitatea programului, cât este de bun și care sunt efectele. În același mod am fost creat și noi. Da? Deci Dumnezeu în toate zilele creației se spune, deci a făcut aceasta și s-a uitat și a văzut că este bine. Deci și-a uitat și a văzut că este bine. Abia după aceea a creat. Și a fost ziua care a fost, da? Întâi, a doua, până la a șaptea. Până la a șasea când a creat și într-a șaptea a pus sufletul viu un om. Bun. Dimensiunile care au fost create sunt cele care ne dau posibilitatea să experimentăm. Dacă așa, ce este? Dar dacă altfel, ce este? Adică, dacă eu am un program de creație și stau
programul ăla de creație la un moment dat începe să fie uitat. Da? Să fie pur și simplu băgat într-un țărtărel pe care pur și simplu, dacă nu-l folosesc, e ca și o ușă care s-a închis și a rămas închisă de multă vreme, s-au pus păienjeni acolo și eu nu mai știu ceea ce se produce acolo. Dacă fac un alt program de, eu știu, înmulțirea populației, dacă fac program de folosirea nu știu ce sau de nefolosirea ceva ce trebuie folosit, toate produc efecte. Efectele sunt în ființa noastră. Dacă eu, uite, cum vorbeam mai devreme cu ursulețul, dacă eu arăt iubire și susținere către creație, către viu, creația îmi va răspunde la fel. Dacă eu nu mă apuc să distrug habitatele altor specii, că sunt plante, că sunt animale, în primul rând îmi creez mie condiții de a exista în viitor. Dacă eu mă apuc să le distrug, îmi creez mie program să nu mai fiu în viitor. Deci este foarte important să înțelegem. Deci tot ceea ce s-a experimentat în 3D, acum nu știu cât de clar am fost, noi am experimentat ca să vadă Dumnezeu care sunt reacțiile și cum am ajuns noi să ne cunoaștem pe noi. Prin modul în care noi ne cunoaștem pe noi, Dumnezeu se cunoaște pe El în toate nivelurile pe care le are și cunoaște formele de manifestare ale tuturor elementelor viului. Că e vorba de plante, că e vorba de animale sau de oameni, toate au reacții specifice. Și creând aceste reacții, ne creăm viitorul. Fiecare în forma în care se exprimă. Noi o facem, știi, o plantă este limitată la locul ei, are rădăcinuțe și stă acolo. Deci ea nu poate să plece cu mașinuța și să zică mă duc și mă plimb prin țară sau iau vaporul și mă duc peste ocean sau avionul. Decât dacă o duce cineva, dar ea singură nu poate. Ea are un mod de a experimenta. Da? Și are și ea programele ei prin care poate să spună da, înțeleg sau nu înțeleg, trăiesc sau nu trăiesc, îmi place sau nu-mi place, dar au toate emoțiile pe care le avem și noi. Acesta și este motivul pentru care există remediile florale, da? Remediile Bach, tocmai pentru și ceaiurile și toate formele în care sunt utilizate plantele, pentru că ele au similitudini cu noi. Sunt într-o formură mai restrânsă decât la noi, însă există tot ceea ce e noi, este într-o formă rudimentară și la ele. La animăluțe, la fel. Felul în care ele experimentează existența este lecția lor. Felul în care noi interacționăm cu ele, lecțiile comune și ceea ce noi creăm pentru plante și pentru animale, creăm în câmpul nostru. Adică foarte mare atenție pentru tot ceea ce facem, pentru că facem doar pentru noi, nu pentru altă specie. Bun. Înțelegând aceste programe prin care noi verificăm cât de bine au fost programele implementate în noi, cât de mult avem de lucru cu noi, noi putem să înțelegem. Deci dacă facem un lucru, se produce efectul ăsta. Dacă facem alt lucru, se produce un alt efect pe care îl trăim. În felul acesta, Dumnezeu se cunoaște pe sine prin noi. Și în felul acesta, noi ne cunoaștem pe noi prin ceea ce a pus Dumnezeu în noi. Deci ne cunoaștem prin Dumnezeu. Ceea ce se petrece acum, când este interfața între cele două planuri, este o perioadă a acestor 3 luni în care avem de lucru cu noi masiv ca să putem să înțelegem cum să facem trecerea în următorul plan și să începem să ne mobilizăm, să lucrăm cu noi cu toată sinceritatea și integritatea ca să putem să mergem mai departe. Ceea ce ai spus, că se poate și în ultima clipă. Și tâlharul pe cruce, în ultima clipă, a putut, stând alături de Isus, să-și ceară iertare, să fie iertat și să fie primit în planul luminic, deci în împărăția cerului. Împărăția cerului, îi spune multe persoane care zic, dar o să ajungem în cer? Nu, e vorba de un alt nivel care este mai sus decât pământul și de aceea îi spunem cer. Că
cerurile sunt și ele pe niveluri, este altă poveste. Dar noi urcăm deocamdată în patru, după ce ne stabilizăm și ne echilibrăm, după toată povestea asta cu treiul, abia atunci vom putea să intrăm atunci vom intra în dimensiunea a cincea. Dar până atunci avem de făcut echilibrare în noi. Echilibrarea aceasta înseamnă să echilibrăm întunericul și lumina din noi. Acest lucru a fost făcut de Isus. A fost făcut de lumină care a echilibrat acum întunericul și lumina de pe planetă. Urmează planul de curățare, planul de separare care face curățarea, dar, repet, pentru că noi avem liber arbitru, nici Dumnezeu nu poate să vină și să spună, măi, oameni buni, eu v-am creat pe voi ca să urcați în 4D. Haideți cu toți în 4D. Da? Nu. Ca să putem urca în 4D, trebuie să ne dăm acordul. Acest acord este exact cum ai spus tu. Deci putem și într-o secundă, dar de sinceritate maximă, să ne cerem iertare pentru tot răul pe care l-am făcut. Sugestia este să nu o lăsăm pe ultima clipă, pentru că nu știm care e ultima clipă. Și Da. s-ar putea să ne dormim Sunt ultima clipă. o emisiune extrem de interesantă, Florentina, și sper să continuăm săptămâna viitoare pe același subiect, pentru că mai sunt foarte multe de spus. Acum vreau să vorbim puțin despre Ce urmează să facem? cursul tău, da, de acum din septembrie. Da, cursul de ABC spiritual va fi o reluare a celui care a fost, dar, repet, niciodată un curs nu este la fel ca și celălalt, pentru că mă pliez pe persoanele care vin și funcție de nevoia de informare a celor care vin, este dată și informația. Este exact în direcția ceea ce vorbim, pentru că fluxurile erau că urmează programul acesta de trecere. Mă așteptam să fie în septembrie, dar nu de la întâi. Fluxurile arătau în funcție de cum erau configurate, ce urmează, așa cum arată și pe următoarele 3 luni, că avem nevoie de lucru cu noi și acesta este motivul pentru care am pus o reluare a cursului de ABC spiritual și va fi în octombrie și o tabără de practică. Deci avem și informații teoretice și informații practice cu care să învățăm să ne folosim noi pe noi, pentru că în această perioadă posibilitatea, toată probabilitatea să vină cineva să ne ajute e mică. Intrăm în programul de a fi pe propriile noastre picioare, programul de conștientizare, programul în care ne folosim mintea, rațiunea, controlul, dar ne folosim și inima și învățăm să le folosim împreună și acest lucru vreau iarăși să-l învățăm, pentru că mai departe nu va mai fi nimeni în spatele nostru să ne spună, copiluți, haideți să vă ia cineva de mână să vă treacă strada. Nu. Începem să mergem pe propriile noastre picioare și funcție de alegerile pe care le facem. Și acesta este și sensul cursului ABC spiritual, să învățăm să lucrăm cu noi înșine. Și eu de-a lungul timpului am folosit mii de forme de practică, adaptate tot la fel fiecarei persoane în parte, ceea ce era necesar pe structură, necesita o anumită modalitate de abordare și atunci n-am folosit chestii stereotipe, am folosit ceea ce era necesar. Toate tehnicile pe care le propun și pe care să le aduc la cunoștința prietenilor noștri, să începem să lucrăm practic, sunt aduse la simplitate maximă. Astfel încât să fie foarte ușor de folosit. Deci cum este crucea de lumină, cum este sfera de lumină, cum sunt planuri direcționate cu multă simplitate și ușurință, cum sunt modele de lucru în noi. Important este să se înțeleagă principiile. În momentul în care se înțeleg principiile, noi reușim să lucrăm cu noi și să facem ceea ce ar fi făcut altcineva pentru noi, dar nu mai este timpul să vină altcineva să facă. Deci facem noi. Acum eu vreau să spun un secret și sunt îndreptățită să o fac pentru că știu foarte bine, ești unul dintre puținii profesori, să spun, spirituali, îndrumători spirituali, care îi învață pe cursanți astfel de tehnici. Pentru că cei mai mulți le țin pentru ei, ție îți dau bucățele. Dar așa un ABC spiritual cum organizezi tu, probabil că este foarte rar.
Depinde de intenția fiecăruia. La mine intenția este să crească lumea și să treacă în 4D. Și pentru asta lucrez cum lucrezi și tu de zeci de ani și eu lucrez de zeci de ani și dorința cea mai mare este ca oamenii chiar să reușească să te folosească la nivelul capacităților și să poată cu adevărat să traverseze în 4D. Pentru asta suntem aici. Da. Îmi spui, Florentina, în afară de acest curs, ce mai pregătești? Să-mi spui dacă Sonia Iulia face ceva în perioada asta? Da, ea a avut un retreat pe care l-am încheiat ieri, foarte încărcat și cu provocări, cu situații care încep să fie prezente și vor fi și de acum încolo, încă o perioadă vor mai fi prezente și de aceea vreau să știm să ne ajutăm. O să aibă, probabil 14 sau 15 octombrie, o să aibă constelații, o sesiune de constelații sistemice. Eu voi avea în octombrie o tabără maraton. De fapt, am vrut să fie tabăra maraton de constelații. S-ar putea să o pun pentru noiembrie și să las ABC-ul în octombrie ca tabără, pentru că sunt două tabere diferite, în 2 luni diferite. E puțin încărcat și pentru mine și pentru participanți, însă este mai mult decât foarte necesar. Pentru că învățăm să lucrăm. Intenția era să fie maratonul în octombrie și ABC-ul în noiembrie. Funcție de ce spun fluxurile, voi face și ordinea potrivită, pentru că vreau să fie de maximă beneficitate pentru persoanele care vin. Și să vedem. Deci, am baleat. Deci, intenția era să fie întâi maratonul ca să se poată face curățări și după aceea să învățăm să lucrăm. Dacă situația se precipită, le inversez să învățăm întâi să lucrăm și continuăm lucru cu noi la maraton după aceea, în profunzime, știind să și lucrăm. Dar important este că urmează o perioadă în care e nevoie să fim prezenți în viața noastră. Să fim foarte prezenți în viața noastră. Așa Și este. Pentru cei care nu pot să participe din diverse motive la cursuri, fizic pot să facă și online și sigur. celor care nu pot nici așa, nici așa, le recomand să ia și să citească cărțile pentru că se pot documenta. Pot înțelege. Cărțile sunt scrise pe multe niveluri de înțelegere și citite și recitite aduc informații și iarăși cineva îmi spunea ieri, chiar ieri mi-a spus, am mai citit cartea, dar acum am înțeles aspectul ăsta pe care nu l-am înțeles când l-am citit, dar acum știm niște noțiuni noi, gândind altfel, sunt oameni care înțeleg altfel și sunt oameni care spun că li s-a schimbat modul de a gândi citindu-le și chiar m-aș bucura. Ideea este, sunt scrise ca să poată să trezească, ca să poată să ajute, ca să poată să ajute pentru trecere, pentru că acum suntem în plin program de trecere. Până acum n-am fost. Am fost înaintea programului de trecere. De acum înainte suntem în program de trecere și este foarte important tot ceea ce gândim, ce vorbim, ce facem, cum relaționăm cu ceilalți, cu noi și cu Dumnezeu. Da, îți mulțumesc tare mult, Florentina. Mulțumesc, Prietenilor noștri, le Mari. mulțumesc că ați stat alături de noi. Eu mă retrag și vă las cu Florentina și cu meditația. Până săptămâna viitoare, vă doresc fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Și o rugăminte către Florentina să vorbească mai tare Vorbesc la tare. meditație. Da, Așa. sper că acum pot Meditația să... impune un anume nivel de zi. Da. Da, de sonor în ceea ce spui tu acolo, în textul pe care tu l-ai conceput, dar te rog să vorbești mai tare cu oamenii, nu înțeleg ce se mai pierde pe parcurs la montaj și așa mai departe, se pierde de tot. Da, Și da. Ideea este că meditațiile sunt întotdeauna spontane, adresate se grupului fac și la un nivel mai jos da, de pentru că sunt conectată să citesc informațiile, dar mă străduiesc să fac conectarea pe două niveluri, și cel de citirea informațiilor și cel de transmiterea informațiilor. gata, suntem numai cu M-a tine aici. apropiat și microfonul. Așa, îți mulțumesc tare mult. Și eu îți mulțumesc și ție și Marie și tuturor prietenilor care ne ascultă.
Mulțumesc. Luminate. Continuăm călătoria noastră. Cu mari speranțe și cu bucurie, pentru că momentul pe care l-am așteptat cu toții de atâta vreme a sosit. De aceea te invit să-ți iei o poziție cât mai confortabilă. Poate fi și întinsă sau semișezândă. Cum îți este mai confortabil? Eliberându-te de griji, de gânduri, de emoții, de idei. Și dându-ți voie să fii tu cu tine în mod autentic. Să fii tu în corpul pe care îl locuiești. Pentru că este prima ta casă. Acum și aici. Este casa sufletului tău. Cu care, cu această casă, călătorești prin această viață. Și în încăperile acestei case sunt niște indicatoare care îți spun dacă drumul pe care ai mers este bun sau nu. Aceste indicatoare sunt cum sunt indicatoarele rutiere. Pe aici este voie, pe aici nu. Pe aici ai anumite restricții. Pe aici poți să faci sau nu anumit lucru. Efectele sunt stările pe care le avem fiecare dintre noi în funcție de cum am respectat aceste indicatoare, care de fapt reflectă legile universale. Legi după care funcționăm. Dacă sunt universale, nu înseamnă că sunt ale Universului și ale noastre, nu. Sau ale planetei noastre, nu. Ale lumii noastre, nu. Nu. Legile universale sunt perfect valabile și în noi și în ființa noastră. Toate legile universale, pentru că de aceea există programare în ființa noastră. Și acum o să te rog să te simți în ființa ta. Dacă vrei, poți să te duci în camera sufletului. Dacă vrei, poți să te duci în camera inimii. Și te-aș sugera să alegi camera inimii, unde te poți întâlni cu spiritul tău, cu scânteia de Dumnezeu din tine. Este a cincea cameră a inimii, cea din centru. Că și mâinile au cinci degete. Și degetul cel mai mic ne arată a cincea cameră. E cea mai mică dintre camerele inimii. Așează-te confortabil în camera inimii. Confortabil înseamnă că te poți vizualiza în locul tău preferat. Că poți să te vizualizezi făcând o plimbare cu Dumnezeu. Unde vrei tu? Pe o pajiște, într-o pădure, pe o plajă, unde îți place ție. Sau
Poți vizualiza că ești într-o încăpere care îți place foarte mult și că acolo ești cu Dumnezeu. Important este să te simți într-un spațiu de siguranță și de iubire, și împreună cu Dumnezeu. Și ceea ce vreau să faci după ce ajungi la starea de pace cu tine, și la starea de conștientizare a prezenței lui Dumnezeu întotdeauna în tine și în tot ceea ce gândești, vorbești și faci, o să te rog ca pentru câteva clipe să închizi ochii și să pui intenția ca ușa din fața ta care se va deschide să te arate care este traseul tău de acum înainte. În esență, funcție de cât de mult întuneric sau lumină vei vedea, este o imagine, o oglindă a ceea ce ai lucrat cu tine. Cu cât este mai multă lumină, cu atât este mai bine. Și poți să faci o apreciere a cât de multă lumină ai adus în tine, cât de mult ai conectat la lumină, versus dacă ceea ce ți apare are mai mult întuneric, înseamnă că mai ai de lucrat cu tine, proporțional cu cât de mult întuneric apare. Foarte important, sufle drag, să ai toată sinceritatea ta față de tine. Această cale și această poveste este doar între tine și Dumnezeu. Fără să fie nevoie să povestești, fără să fie nevoie să spui cuiva, a, eu trec pentru că, sau a, la mine a apărut cumva. Este un moment al existenței, momente prin care toți trecem. Am optat ca acum, când a început trecerea, să se poată face o evaluare clară și sinceră a poziției în care suntem, pentru că astfel știm ce avem de făcut mai departe. Și putem să luăm deciziile cu sinceritate, fermitate și cu iubire. Iubire de noi, iubire pentru viitorul nostru și iubirea de Dumnezeu, care este prima și ultima iubire a noastră, e iubirea totală. O să te las câteva clipe să vezi ce se deschide înaintea ta. Ce ușă? Și ce e după?
fie ceea ce vei, urmează și alegerea pe care o ai de făcut. Când este mai multă lumină, urmează să cauți părțile tale nevralgice. Părțile sensibile, zonele unde greșești tu față de tine și față de ceilalți, dar în primul rând față de tine. Întotdeauna lucrăm cu noi. Suntem într-un corp care ne ajută să lucrăm cu noi și pentru noi. Deci ai de lucrat cu acele părți. Pentru a vindeca tot întunericul, pentru a înțelege și a învăța toate lecțiile de viață și în felul acesta pentru a-ți putea construi traseul, drumul spre lumină. Când ai multă lumină, poți radia în jurul tău, către cei din jurul tău, nu doar oameni, către tot ceea ce este în jurul tău. Și această radianță duce lumina mai departe și ajută tot ceea ce e în jurul tău. Dacă ceea ce ai văzut este mai mult întuneric, este foarte bine că te-ai dat voie sincerității tale față de tine să te manifeste. Și în acest fel poți face o evaluare corectă și sinceră a ta față de tine, ca să știi ce mai ai și cât mai ai de lucru. Și să-ți dai voie să te angajezi în lucru cu tine însuți sau însăți. Poți începe cu ce ai greșit, cu ce simți că ai greșit, cu ce crezi că ai greșit, sau cu lucrurile pe care le-ai făcut într-o anumită manieră, credând că nu există nimeni care să te vadă, să te audă sau să știe ce ai gândit, vorbit sau făcut. Pentru că întotdeauna este Dumnezeu în tine și lângă tine și în jurul tău, în tot ce faci, și știe foarte clar ce ai gândit, ce ai vorbit și ce ai făcut. Discută cu Dumnezeu. Discută cu Isus. Discută cu ce entitate vrei să fie povățuitor, povățuitoare pentru tine. Poate să fie un om, poate să fie un sfânt sau o sfântă. Pe cine alegi este alegerea sufletului tău și aceea este alegerea corectă pentru tine. Ce este important este să începi lucru consecvent. Consecvent, cu stăruință, cu convingere, cu credință, cu fermitate și cu iubire. Pentru că suntem în timpul marilor schimbări. Totul, absolut totul, se va întoarce la 180 de grade. Și tu ești aici. Noi toți suntem aici pentru această întoarcere. Ce sugestii am? După ce te vei trezi din această transă, fă o evaluare sinceră a procentului de întuneric pe care l-ai perceput.
și notează în caietul tău de lucru. Și repet această meditație la 2-3 săptămâni cel târziu. Ai putea să faci o dată pe săptămână, la 10 zile, cum simți. După ce lucrezi cu tine, lasă 2-3 zile să se așeze energiile și să lucreze și ele în structurile tale. Apoi, poți să faci meditația. Notează-l nou procent. Cât de mult întuneric mai este în tine. Fiindcă se poate rezolva și în ultima clipă, s-ar putea să fie o tendință de a amâna. Doar că, neștiind în ultima clipă cât de multe sunt de corectat, e posibil ca intensitatea trăirii să nu fie suficientă pentru a curăța totul. De aceea, sfatul meu este să lucrezi cu tine și cu această călătorie în tine ca să aduci cât mai multă lumină de acum. Pentru că suntem în timpul trecerii. Și te iubesc, suflet frumos, că ești aici și că faci posibil ca toată munca tuturor celor care iubesc pe oameni, că sunt ființe fizice sau nu fizice, să nu fie în zadar. Pentru că tu, de fapt, ești unica ființă care lucrează pentru tine. Cei din jur doar dau îndrumări. Îți mulțumesc că ești aici, îți mulțumesc pentru ceea ce faci, îți mulțumesc că ești. Iubesc sufletul tău frumos. Mulțumesc. În cabinetul meu de psihoterapie și terapie cu copii, este un cabinet în care vin foarte, foarte mulți copii. Lucrând cu copii care sunt hiperkinetici, au un anumit comportament dezorganizat, agitat, am putut să observ că aerul proaspăt ozonificat îi ajută să fie un pic mai liniștiți, să fie mai atenți cumva, să-și poată focaliza mai bine atenția în momentul în care au sarcinile de îndeplinit și le dă o stare de bine. Vi-l recomand cu încredere și să aveți propria experiență.